Actori, regizori sau echipe de producție din Republica Moldova au primit trofee pentru performanțele lor în lumea filmului la Gala Cineaștilor, desfășurată aseară la Chișinău. Lungmetrajul Carbon în regia lui Ion Borș a obținut cele mai multe premii. Cu trofee s-au ales și autorii de scurtmetraje sau seriale. Cel mai bun lungmetraj, filmul Carbon. Carbon. Carbon a obținut premiile pentru cel mai bun scenariu, regizor și film de lungmetraj. Desigur că este o sărbătoare, în primul rând, pentru toată comunitatea, nu doar pentru noi. Ne bucurăm că la această gală deja sunt mai multe filme în concurs, ceea ce e bine că se fac filme mai multe și concurența e mai mare, ceea ce pe viitor cred că o să sporească calitatea filmelor. Trofeele pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță au revenit lui Anatol Mărzenco și Tincuța Jusan pentru rolurile din filmul Tunete. Mă regăsesc între colegii mei pentru prima oară și cred că sunt cel mai tânăr actor bătrân. Noi suntem o echipă, o mână de oameni care face film în Moldova. Și de asta să vorbim de o concurență, nu-i corect spus, suntem prieteni. Vei continua să faci film aici? Continua, cel puțin un film, să mă privești. Și filmul Varvara a fost în atenția juriului. Au fost nominalizați și autorii de scurtmetraje sau seriale. Este enorm pentru că este primul film de lungmetraj pe care l-am semnat eu. Și a fost extraordinar de emoționat, adică a fost un botez pentru mine filmul ăsta. Actualmente m-am angajat încă într-un film, adică lucrul merge continuu, nu se oprește niciodată. Eu mă gândesc că filmul ăsta este o realizare. Acum dacă ia sau nu ia premiu nu mai contează. Contează foarte mult că începând de până acum filmul a avut o carieră festivalieră. Am avut 37 de filme în concurs, din care 23 au fost nominalizate. Ceea ce e bine, părerea mea. Voi, noi, am demonstrat în ultimii ani că filmele noastre sunt căutate, sunt dorite, sunt întrebate, nu doar în Republica Moldova, nu doar în Uniunea Europeană. Evenimentul este la cea de-a doua ediție și a fost organizat de Uniunea Cineaștilor, Centrul Național al Cinematografiei și Ministerul Culturii. TVR Moldova a fost partener media general.